Arisa Riders, bine m-am găsit la un nou ATV vlog. Astăzi am ieșit numai eu singur, mă nins pe la noi. S-a dezghețat, era fain dacă ieșeam mai de dimineață, dar na, asta este. Acum totul s-a dezghețat și... Valeo, tot alunecă, e tină, e... Vai de cap, nu pot să-mi închipuiesc ce o să fie când o să spăl la TV-ul. Aici e mai ok pe urcare. Valeo. Măi, e destul de ok pe urcare. Aici am că e înghețat, că e mai în sus, acolo a fost mai în jos. Asta cred că e primul traseu pe zăpadă, nu cred că am mai ieșit pe zăpadă anul ăsta, 2023 mă refer. Hai că e ok. Hai că aici îl scot din loc. Are destul de fain. Ia să vedem. Vremea e super frumoasă, e cald afară. Stai că n-am venit bine. Pe acolo trebuia să mă duc. Oare avem cuiu? Care? Cred că l-avem, ia vezi. Nu, n-avem. Nu? Bun. Da. Încă nu s-a obișnuit că încă pe zăpadă n-am mai ieșit cu el și nu-i tot una că e tină sau e zăpadă. Yo! Te-ai cagat un pic pe tine. Opa. Stai ca ma intorc asa un pic, ca nu pot sa iau asa pe direct. Asa. Mamă, dar ce moale. Trebuie sa urc cu el in blana, ca atunci când trag amândouă și când pierde cealaltă aderență, deja mi se învârte numărată pe față. Trebuie să pornesc ca lumea de pe loc. Mă, aici nu-mi place. Hai că ne băgăm. Nu-mi place unde-s nămolii din astea, că am despălat pe ATV-ul la greu.
pierde luci, tată! Deci alunecă. Pe aici unde se coboară? Hai, coborăm pe aici. Sperăm că se mai și poate urca. Uai, hai că merge. Un pic de bolovan, frâne de motor. Așa, uai. Rămâne asta în naibii cu el. Am făcut o dată. A unde m-am băgat și eu? Iu, iu, iu. Pe stânga mă bag. Dar mi se pare așa nașpa pe aici. Hai, cum văzut că e? Vezi că dau pe dreapta, stânga. Pe aici ori umbla căprioare, ori iepuri, dar cred că-s căprioare urmele astea. Aia nu mă mai bag pe aici. Cât tare nașpa. Nu pot coborâ. Bun așa. Cobor înapoi. Păricică, da? Nu-i chiar așa precum crezi tu. Nu-i dau tare că nu pierd aderența. Dar și dacă nu-i dau, nu mai merge. Ia să vedem pe acolo. Pot cobor pe aici, ce zici? Stai că aici edita mai șanțul. Să mă încadrez bine în el. Hai că m-am încadrat. Nu știu cum să mă încadrez. Nu, îi dau înainte. Fii atent. Hop. Lăsă cadă ușor. Și gata, Gianni. Genetăt. Spăriem. Ușor că aici sunt mari șanțurile să mă bată tata. E acolo, e gheață. Hai că merg pe aici, că tot acolo ajungem. Frumos cu un 1000 din ăsta, că te poți băga peste tot aproape. Deci avantajul, diferențialul față, că nu se blochează automat, ca la Canyon. Asta e toată chestia la CF-uri. Și aici se pierde foarte mult cuplu. Ia. Nu se cuplează. Da, mă duc în jos, n-am chef să mă duc pe acolo. Că nu știu cum dau și nu știu ce e, așa că mergem pe aici așa,
Și ajungem acolo la drum. Mai ales că suntem două persoane pe el, eu zic că merge destul de bine. Ideea e să te ții bine de el. Sunt foarte multe pietroaie pe aici, bolovan din aia. Astea sunt urmele lui Julian, sau cum îl cheamă? Prieten din Gheața. Poate vede videoclipul ăsta, îl salut. Ia-i, Johnny! Cum merg într-o parte. Sper că nu urcăm pe acolo. Dar de ce nu? Never say never. Cred că eu am mai făcut asta. Ia, o dată în jantă. Nu că o fac cauciucul tare, știi, și nu o dat. Știi că am urcat peste el cu roata. Stai că mă duc mai în față. Nu, că nu o dat. Că am urcat peste el, știi? Dar nu că-s țapă în roțele de aia. Mamă, ce urcă jucăria. Și cu doi. Na, te temu că nu urcă, na. Haide. Ha? Haide. La coborâre faci cum zic eu, bun? Da? La coborâre faci cum zic eu. Da. Stai liniștit numai. Ce frână de motor are, mai ales amu cum am umblat un pic la el. Nu se decuplează ea. Frâna de motor, ia. Iau mâna de pe accelerație și el tot merge, merge, merge în frână de motor. În caz că nu mă urmăriți pe TikTok, nu uitați să-mi dați acolo un follow. Acolo comunitatea de ATV e un pic mai mare, dar e puțin și diferită față de YouTube. Acolo o să vedeți, no, majoritatea comentariilor o să fie, da, nu e ca Canamu, dar, no, știți și voi cum e bătălia asta între CFMoto și Canam. Măi, am încercat și Canam, nu am ce să reproșez, recunosc că Canamu e peste CFMoto. Poate să vină oricare să zică, bă, că uite că CFMoto, uite, mai bun, e așa, e... Într-adevăr, CFMoto e mai bun la fiabilitate, la piese, una alta. La Canamu, la urcări, la putere, bine, majoritatea vin și modificate și de aici vine și boost-ul ăla de putere pe care îl vedem noi pe internet, că e wow, Canamu, e jujuc, tati, e bestie. Dar no, nu toată lumea își permite să-și modifice ATV-ul. Într-adevăr, e o investiție foarte mare într-un ATV. Na, cine își permite să dea banii respectivi pentru modificări, strict problema lui și pasiune, de, na, ține de fiecare. Poate unul nu-i place cu o pusher GVC. Eu, de pildă, deocamdată cum e ATV-ul meu, da, l-aș modifica, dar având în vedere că lucrez și pe câmp cu el, mai drag o remorcă una alta, să pun RGVC, să pun Stage 3 pe
variator și scostisitoare. Toate modificările astea costă bani, nu-s gratis. Oi. Hai să lăsăm un pic vorba, să ne concentrăm aici, că două chestii deodată, greu. Și gura și mâna. Bă, greu. Da. N-am ce să zic, îți mulțumit de DGF-ul meu. Probleme nu prea am avut la motor, la eu știu ce. Singura defecțiune care, să zic așa, ar fi fost, am avut ceva pe la o planetară. Da, s-a rezolvat. Nu au fost probleme, wow, să zic. Și băieții de la service au fost ok. Da. De la service, de la reprezentanță. Op, așa. Bă, da, moale pe aici, sincer să fiu. Am zis că ieșim, dar nu murdărim ATV-ul. Hai că nu l-am murdărit. Îți mai murdar eu ca el, adevărat vă zic. Nu mă va fac acolo. Stai liniștit, băiatul meu. Nu te teme cu mine. Stai liniștit. Nu strânge bucile tare. O să faci febră musculară. Nu mai știu cum era coborâre pe aici, sper că nu e aia urâtă rău de tot. Hai că îi dăm ce naiba. O viață și o gaură în cura mea. Jesus! Pe filmare nu știu cât o să se vadă, dar era destul de mare. În momentul de față am 1404 de kilometri și vreo 400 de ore imediat. Cred că mai am încă vreo 2 ore și fac 400 sau ce în genul. Da, aici nu mă ușor. Și pe aici. Opa. Da-te. Ha? Ia-o mai pe sus. No. Vezi? Ce deja nu mai cuplat. Curva de diferență. De ce să mă risc pe acolo? Sincer. Cuțu cu minte, stai tate acolo. Na. Da. Ia-i ce gheață este aici. Hai cu mine la plimbare. Patrocle. Lupu. Gata. Vai, ia. Hai la plimbare. Titlu acolo mare frumos. Am ieșit cu câinele la plimbare. Da. Hai. Mă conduci tu? Hai, condu-mă. Dă-te înainte. Bun, dă-i înaintea mea. Hai, condu-mă, du-te.
Hai, înainte mea, mișcă. Atâta mai trebuie să zară peste noi. Gata, atât a fost și cu animalul nostru de companie astăzi. Aici e plin de gheață, nu a ajuns cu mașina pe aici. Dar poate. Ba, a ajuns, da. Cam greu. Ba, ajungi. Opa, așa. Mergem pe la mine, vedem cum e situația. Ne ducem mai departe. Sper să vă placă ceea ce fac. Ca să mă susțineți, puteți să dați acolo un like, un share. Un share mă ajută enorm de mult, n-aveți idee. Un coment, să văd ce și cum. Dacă vă place, dacă nu vă place, ce să schimb, ce să nu schimb. Eu. Să nu cad n-ai pe aici. Care nu știți, deci ca să vă luminez cam ce e pe aici. Asta e mina Turți Băi, mai exact. Aici e o fostă mină. Aici au lucrat o groază de oameni. Acum îi paragină. Nu mai este nimic tătățoluat. Hai că nu e așa murdar. Ce zici, să sparge gheața cu noi? Nu. Ba. Ia că nu se sparte. Păi ăștia nici nu i-am văzut. Am și spărat. Bună ziua. Sănătate. Hai zi. Ce faci că cu ATV-ul tot îl va fie cu noastră? Sunt respectuoși unii oameni. Unii. Perversă urcare. E al dracului pe urcări. Băgama și gura lui. Da, dă-te jos. Ha? Stai așa, dezleagă de acolo. L-ai dezlegat?
deja aici mă fură, nu? Ia văd câte... Au, că nu mai am mult dintre alea. Ce mă enervează, că nu-mi place cum urc, când-i dat diferențialul. Diferența o facem, Ana. Pe filmare nu se vede, dacă l-ai scăpat în jos, nu mai culegi nimic din el. Știi traseul ăsta, David? Eu nu. Atunci când am vrut noi să urcăm pe aici. Anul trecut când am rămas. Acolo cred că e drumul ăsta. Dar poate nu. Liniștit. Asta să nu mă... Știu că l-am lăsat cuplat. Da, e următoarea. Deci nu aveți idee, sentimentul ăla de diferențial blocat, ce mișto e când... Se simte cu diferențial, da? Da, măi, ce vorbești? Uite, fără diferențial, de pe pornește de pe loc. O să iasă și ăla din bord imediat. E decuplat, că-l simt pe ghidon. Bă, dar ce fain e traseul pe aici. Noi de fiecare dată ieșim la elucidat ceva traseu, ca în desene. Opa! Traseul ăsta nu am mai făcut niciodată. Acum știm de el. Speram că ajungem undeva și ok. Tot în zona asta trebuie să fim.
Haide, suntem la băncuțe. Haide, capul meu, Gianni. Dacă-l bag în loc, că nu-mi place în hai. Hai să mă opresc în loc. Nu știu unde suntem. Acolo, pe undeva, un fi. De unde am fost și unde am ajuns? Așa mi-i cunoscut el. Zici că e traseul de anul trecut. De l-am făcut cu băieții. Tot așa pe iarnă, când eram cu 520 încă. Ce covor, nu glumă. Hai de pui mei. Nu, asta da covorere. Hai că facem așa ni. Că nu mă răstor. Așa. Să încalec, să nu fiu într-o parte. Super frumos am coborât, super, super. Mamă, Gianni. Păi ce fain am coborât, ești nebun la cap. Păi cât de nașpa. Aici cred că sunt. Ori suntem pe drumul de la mină, prin pădure. Ori am ajuns acolo unde e cabana aia, știi? Dar cred că suntem pe mină. Pe acolo? Nu faci tu traseu pe acolo. Nu mai e cât mult de urcat pe acolo și gheață. Și suntem și singuri în puii mei. Ori suntem pe drumul din mină, ori altundeva. Ți-am zis că suntem pe drumul de la mină. Ui, dar avem de urcat aia, băgam aș gura să fac. Ce ai zis, să fac urcare aia? Uite-le, coaie, pe de urcat aia. Aha, da, ce-i, că aia nu e urcare mare. Ai urcă, dar nu
Fără tine? Dar de ce fără tine? Nu mă râd rar. Gianni. Vai che da poi. Ha messo te a sorce con vino, che cos'è bun. Te mut un pic. Na, hai să vedem. Astea sunt singurile drifturi pe care le agrez pe gheață. Nu facă cine știe ce, că da, mă învârt așa un picuț. 8500 în cap. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să mă susțineți. Eu am fost Alex și până data viitoare, toate cele bune. Hai, v-am țugat.